Vești triste pentru o zodie. Acești nativi vor trece prin clipe de coșmar, vor rămâne fără o persoană dragă până la sfârșitul anului, vor vărsa multe lacrimi din cauza suferinței pe care o vor simți din cauza pierderii, iar ghinionul se va ține de ei. Anul 2023 nu vine cu cele mai frumoase vești pentru o zodie. Acești nativi care sunt foarte sensibili nu vor avea parte de fericire în următoarele luni. Ei vor rămâne fără un om drag sufletului lor. Persoanele născute sub semnul zodiei Pești vor rămâne fără o persoană dragă până la sfârșitul anului 2023. Acești nativi vor avea mult de suferit din cauza pierderii și cu greu vor reuși să găsească puterea de a merge mai departe cu zâmbetul pe buze. Ei vor avea nevoie de tot sprijinul celor din jur în perioada următoare. Nativii acestei zodii sunt sensibili și știu să o iubească cu adevărat pe cei din viața lor, iar din această cauză vor vărsa multe lacrimi din cauza pierderii. Din păcate, norocul nu este de partea lor în lunile următoare și este posibil ca anul 2023 să fie cel mai greu de până acum pentru ei. Acești nativi se vor simți cu moralul la pământ multă vreme. Ei vor avea cu greu încredere în oameni din nou și vor fi tare atenți și selectivi cu privire la persoanele de care se vor atașa pe viitor. Pentru ei, o astfel de pierdere este enormă. Chiar dacă vor suferi mult pe plan sentimental, nativii zodiei Pești nu vor avea parte de noroc nici la bani, dar nici în carieră. Obstacolele vor fi multe pentru ei, dar va răsări soarele și pe strada lor în cele din urmă. Persoanele născute sub semnul acestei zodii vor deveni mult mai puternice după aceste experiențe neplăcute, iar pe viitor nu vor mai fi la fel de sensibile, relatează spynews.ro.